Bună seara, dragii noștri! Iată-ne din nou împreună la o nouă emisiune. Sper eu ca în această seară să vă trezesc interesul, să nu schimbați absolut deloc canalul, pentru că e o seară specială, gândindu-ne că sunt Sfintele Sărbători, toată lumea cântă colinde și în această seară am invitat o formație care cântă live colinde. Da? Și bine, am și eu puțin emoții pentru că n-am avut o asemenea formație și o să vedeți și dumneavoastră cum cântă dumnezeiește cântă această formație. Și vreau să vi prezint, începând cu domnișoara de lângă mine. Doar trebuie să spui numele. Ai emoții, da? Da. Săraci. Deci n-au fost, deci rețineți, niciodată invitați la nicio televiziune. Vreau să spuneți doar cum vă cheamă pe fiecare, atât. Mă numesc Bianca Trașcă. Da. Mă numesc Maria Mirabela Andrei. Mă numesc Muraru Elisei. Mă numesc Samuel Grancea. Mă numesc Drago Andrei. Mă numesc Muraru Solomon. Așa. Am făcut cunoștință. Acum v-ați mai revenit așa puțin? Adică, hai să ne gândim că, uite, suntem... cântăm la un grup de tineri care se află în fața noastră. Deci nimic, nimic nu schimbă, absolut nimic. Cu nimic nu schimbă faptul că suntem la televizor și nu suntem în fața unor spectatori. Dragii mei, cu cine stau și eu puțin de vorbă? Care e mai curajos așa? Solista. Da. Uite, hai să spunem câte ceva despre voi. V-ați înființat când? Bună seara, în primul rând. Ne bucurăm foarte mult pentru invitația pe care ne-ați adresat-o și a fost o onoare să o acceptăm. Da. Noi cântăm separat de mai mulți ani, însă în urmă cu câțiva ani ne-am decis să cântăm împreună. Noi cântăm un stil de muzică mai deosebit, muzică gospel, da, muzică de închinare lui Dumnezeu. Da. Și în această seară am venit ca să... vă încântăm cu colinde. Da. Da, chiar mă bucur din suflet, vă spun. Deci, bucuria cred că mi se citește pe față. În același timp, am niște emoții fantastice, nu știu nicio... N-am avut niciodată, recunosc. Și noi la fel. Pentru că, întotdeauna când vorbești de Dumnezeu, parcă te mișcă ceva. Bine, nu sunt un om perfect. Am recunoscut și recunosc. Nu sunt un om perfect, însă mă chinui din tot sufletul să mă încadrez în standardul ăsta de bun simț. Da, o să încercăm să ne risipim emoțiile și să vă aud, deci pentru prima dată, la o televiziune, deci niciodată n-au fost la nicio televiziune, acești minunați tineri, vă rog să-i ascultați și să vedeți și dumneavoastră cât de frumos cântă, chiar a spune dumnezeiește. Haideți să vă ascultăm cu primele două colinde. Thank you.
seară ca aceasta s-a născut Iisus Hristos pe pământ, la oameni a venit. Într-o seară ca aceasta s-a născut Iisus Hristos, cerul cu pământul s-a unit. Bună seara, oameni buni, a venit din depărtare. Și pe asta mamă pe care mă
Bravo, felicitări, sincer, foarte, foarte emoționant. Pentru că tu ești mai curajoasă, hai să vorbesc puțin cu tine. Nu știu, hai să intrăm puțin, să vorbim și despre credință. Vrei? Desigur. Este un subiect foarte sensibil. Vezi că microfonul ăla nu merge. Deci nu s-a auzit deloc microfonul ăla. Așa. Cât timp stau eu cu colega voastră de vorbă, puteți să vi-l... E o transmisie live, trebuie să înțelegeți și se mai întâmplă și lucruri de genul. Aș vrea să te întreb un lucru. Simt o discrepanță între religii. Oare nu e același Dumnezeu pentru toți? Este o întrebare la care este foarte greu să răspund. Fiecare religie proclamă faptul că îl au pe Dumnezeul cel adevărat. Eu cred că religia noastră, religia creștină, atâta timp cât am ales să fiu creștină, cred în Dumnezeul cel adevărat, însă nu... Da, e unul singur, un singur Dumnezeu. Așa este, însă nu îi discriminăm nici pe ceilalți care au diferite credințe. Este dreptul fiecăruia să creadă în ceea ce își dorește. Noi putem să le arătăm dovezile din viața noastră și că de foarte multe ori credința ne-a ajutat să mergem mai departe și credința ne-a ajutat ca să fim și noi ca trupă împreună, pentru că noi suntem de confesiuni diferite, însă asta nu ne-a împiedicat în a forma un grup împreună. Felicitări, bravo! Mulțumim! Ce se întâmplă zilnic Dumnezeu ne dă exemple zilnic, dar prea puțini oameni recepționează mesajele lui Dumnezeu. Sau cu voce tare strigă că eu sunt credincios, dar faptele arată cu totul altceva. Așa este. Și la Sfintele Biserici, când mergem, ascultăm ce spune preotul acolo, predicatorul, însă după ce ieșim, parcă îmbrăcăm o altă haină, o altă față. Deci nu mai suntem cei din biserică. Sincer. De ce? Așa și bineînțeles că și în toate confesiunile sunt oameni și oameni. Deci nimeni nu e perfect. Așa este. Perfect e singurul Dumnezeu. Este și un citat care spune că biserica este plină de sfinți în teorie. Oamenii ar trebui să vină la biserică în primul rând să se pocăiască pe ei înșiși și mai apoi să se uite la alții. Biblia ne îndeamnă ca atunci când ne alegem modelul, să ni-l alegem pe Hristos, pentru că El este autoritatea supremă și modelul Său de viață pe care ni l-a dat ne-a arătat total altceva decât, din păcate, vedem în jurul nostru. Bine, ok. Domnul Iisus Hristos, adică după ce am citit și filmele pe care le-am văzut, a intrat călare pe un măgar în acel timp, templu îmbrăcat într-o cămașe de cânepă, da? Ce părere ai despre cei care aleargă după bogățire, după această avere inexistentă la un moment dat, pentru că plecăm și rămâne. Deci... Ajungem să fim forme fără fond, pentru că alergând după ceva, după bani, după un ideal în viață, ajungem să uităm de Dumnezeu. Și de multe ori ne uităm și în jurul nostru, în stânga, în dreapta, și vedem că oamenii aceștia sunt nefericiți, pentru că nu au descoperit dragostea lui Dumnezeu. Odată ce descoperi ceva atât de minunat, nu poți să stai deoparte. Eu pot să vă spun un lucru. Credeam că nu există lucruri atât de minunate în viață și sau, mă rog, aveam o percepție puțin superficială asupra lucrurilor până am cunoscut pe soțul meu.
Soțul meu mi-a dat o nouă viziune. Soțul meu este persoană cu dizabilități. Și cunoscând această latură a vieții, am ajuns să-i mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare zi pentru ceea ce sunt și să-i mulțumesc că sunt pe picioare. Iar atunci când l-am avut pe Matei, pe fiul nostru, ne-am dat seama că asta e adevărata fericire a vieții, adevărata împlinire. Corect, nu neapărat împlinirea materială, pentru că asta te împlinește o perioadă de timp, dar apoi îți dai seama că prietenii te părăsesc. Familia, de asemenea, văzându-ți comportamentul, se îndepărtează de tine. Și atunci, de multe ori, ajungi să fii singur și trist. Eu sunt unul mai direct, așa, și spun ceea ce simt, pentru că așa ar fi normal pentru toată lumea să facă. Uite, mă uit în ziua de azi, după acea revoluție, acea tentativă de stat, lovitură de stat, da? Ne-am schimbat radical. Simt că tinerii din ziua de azi de-abia așteaptă să moară părinții ca să împartă averea. Deci, sincer, deci e strigător la ceea ce se întâmplă. Deci am auzit din gura tinerilor că să moară ăsta odată, să împărțim și noi și să ne huzurim, să împărțim averea. Deci de asta zic că, uite, se întâmplă lucruri foarte ciudate cu cei foarte bogați, copiii celor care sunt foarte bogați, se apucă de droguri, de... pentru că au uitat de Dumnezeu. Așa sincer. Au uitat de Dumnezeu și ce au zis? Lasă, fac bogăție foarte multe pentru copilul meu, dar copilul lui nu știe ce e aia muncă, nu știe să se aplece la rănile unui amărât sau să ajute un om. El nu știe, e un om fără suflet, un robot. Dacă are totul de-a gata și n-a muncit absolut deloc pentru bucățica aia de... sau pentru pixul ăsta, n-a muncit absolut deloc, o mare greșeală fac părinții dându-le totul de-a gata. Mare, foarte mare greșeală. Foarte mare. Iată, la Căpreni a murit un băiat, maică-sa s-a dus în străinătate și a cumpărat o mașină foarte scumpă și a murit, săracul, Dumnezeu să-l odihnească, într-un accident cumplit. De ce n-a lăsat băiatul să muncească pentru acea mașină ca să o prețuiască și să nu-și bată judea să fugă cu 200 de km la oră? Aia e problema. Oricum, vă spun, am o bucurie imensă pentru că v-am adus în fața micilor ecrane. Mulțumim. Pentru că îmi pare rău că de ce până acum n-ați ieșit public la televiziune? Sunt mai multe motive. Care sunt? În fiecare an ne propuneam să scoatem piese, însă din diferite motive acest lucru nu a fost posibil. Însă avem nădejdea că anul acesta exact, anul acesta o să reușim. Să vă ajute Bunul Dumnezeu. Vă mulțumim. Vreau să vă spun că recunosc un lucru și nu mi-e rușine. Am fost și eu de câteva ori la o adunare, da? Dar vă spun, atâta har au predicatorii, pentru că plângi instantaneu. Păi cuvântul meu, când spune niște lucruri foarte adevărate, îți ajung la inimă. Plângi instantaneu. Pe cuvântul meu, chiar mi-a plăcut. Dar eu am zis așa, m-am născut ortodox și așa vreau să mor, dar cu Dumnezeu în sufletul meu. Până la urmă, important e să mergem acolo unde simțim că îl găsim pe Dumnezeu, categoric. Indiferent de confesiune. Categoric. Aceasta este doar o formă a exprimării noastre, însă acolo unde îl găsim pe Dumnezeu, acolo trebuie să mergem. Corect, corect. O să vă stau de vorbă și cu voi, că nu scăpați. Hai să mai facem două colinde. Pentru că cântați, într-adevăr, dumnezeiește.
speranță, mântuire, siguranță. Iată vestea, s-a născut Iisus. Bucurie, pace sfântă, m-ați închină.
poate o să deslege. Te-ai gândit că acest fiu al tău va face totul nou. Acest copil al păcii va fi al păcii somn. Acest copil al păcii va fi al păcii sol. Și orbii văd și surzi aud și șchiopii mea din nou. Și toți acei ce se întreb vor fi născuți din să vă spun. Nu mi-e rușine să spun, dar chiar m-ați emoționat până la lacrimi, sincer. Mă bucur enorm de mult că v-am adus. Dă microfonul celui de la chitară în bas. Hai să vorbim ceva. Uite, ce lucrez în viața de zi cu zi, de exemplu? Să mai destind de puțin atmosfera, că să ies din starea asta. Lucrez la Dedeman, așa, pe parte de recepții. Să nu faci reclamații, Îmi cer scuze, așa. Da. Facem cu totul și cu totul altă meserie față de muzică. Asta o facem în timpul liber. Benevol și... Exact, și... Din plăcere, foarte multă plăcere. Am spus-o sincer, toți artiștii, lăutarii, în general, fraților, hai să dezvoltăm o afacere și să facem muzica de plăcere. N-am găsit pe nimeni.
o singură doamnă, am găsit-o, e vorba de Măriuța Bozneanu, ne făcusem o fermă de animale și până când a încercat să mulgă și-a o vacă și-a dat vaca cu piciorul și-a lovit-o și de atunci și-a luat vaca și-a plecat. Și atunci s-a terminat tot. Da. E adevărat, lucrul ăsta presupune destul de mult efort, de multe ori de a renunța la tine și sunt puține persoane care pot să facă lucrul ăsta. Adică găsești destul de greu. Adică persoane... să o faci din suflet. Exact, exact. Da, pentru da, că, da. Să spun ceva, voi, ceea ce faceți voi, transmiteți, deci sincer, simți muzica pe care o cântați, voi o simți și chiar te emoționează până la lacrimi, sincer. Când am început proiectul ăsta, așa, partea asta de a transmite oamenilor a fost pe primul plan, muzical vorbind. Dar cântați undeva anume? Da, cântăm în diferite biserici, la diferite evenimente. Am avut și, ca să nu mai fac publicitate, așa, am avut și un concert destul de mare de Crăciun pe 22, aici în Târgu Jiu, la conferințe, da, activăm, suntem destul de ocupați. Da, în privința asta. Sincer, mă bucur. Destul de ocupați, de multe ori poate că... Așa, de multe ori poate că nici nu avem timp să ne odihnim, să... Dar o facem pentru Dumnezeu, o facem pentru... Din plăcere. Și din plăcere. Acum, uite, te rog să dai microfonul celui care e vinovat de venirea voastră aici. Bună seara. Pe acest băiat l-am întâlnit cu un grup de tineri, colindau pe la prin Târgu Jiu, însă rețineți, fără bani. Deci colindau de drag, dar fără a percepe bani. Ce nu înțeleg eu și nu o să înțeleg niciodată, nu o să mai înțeleg că după această lovitură de stat, am început să ne pierdem credința în bunul Dumnezeu și păcat că am făcut lucrul ăsta. Observ că părinții nu le explică copiilor, copii, sărbătorile astea nu înseamnă că fiecare zi să te duci cu sorcova, cu steaua, cu capra, în fiecare zi prin oraș să agresezi oamenii. Nu e normal așa ceva. Astea sunt niște obiceiuri, datini, lăsate din străbuni, să te duci atunci când trebuie, deci în ajun de Crăciun, în ajunul Crăciunului te duci cu Crăciunul, da? Cu Moș Crăciun, în ajun de anul nou te duci cu plugușorul, da? De Sfântul Ion te duci cu sorcova, cu capra, cu vicleiul sau cu buhaiul în ajun de anul nou, da? Cu plugușorul. Deci, astea trebuie respectate cu sfințenie. Nu în fiecare zi cum... deci, au luat-o de la 3-4 decembrie. Te trezești cu sorcova în spate. Ce faci, mă? Sorcova, vesela, să trăiți, să bătrâniți, dați-ne și nouă ceva bani, dacă aveți. Nu e frumos, nu e normal așa ceva. Iată, acești copii cântă de plăcere, cântă de drag și fără a fi remunerați. Da, înainte se dădea mere, cât un colac, cât o eugenie, cât un biscuit, dar am început să facem lucrurile astea pe bani. Deci nu mai e, observați și dumneavoastră că nu mai acei copii care aleargă pe noi pe stradă nu transmit absolut nimic decât o repulsie, atât. În momentul când cânti din suflet
Și pentru Dumnezeu, iată, dovada clară că sunt convins că mulți dintre dumneavoastră simțiți cu adevărat ce cântă acești copii. Te felicit pentru ce ai făcut. Eram la niște prieteni, da, și au venit acolo, au cântat Dumnezeiește și am zis, vreau să veniți la o emisiune. Vreau din tot sufletul meu. Și într-adevăr, iată-i în fața dumneavoastră. Bine, acum o să rămână înregistrată această emisiune, o să o vadă foarte mulți și transmitem live și pe Facebook, se vede în toată lumea, așa că o să aveți foarte mulți fani începând din această seară. Regia să-mi spune și mie că avem 12 colinde, nu? Da? Ok. Am un prieten foarte bun la... Bine, că în seara asta ziceam că nu fac dedicații și nu... Dar m-a rugat foarte mult, care are un cumnat în Portugalia, care iubește muzica asta enorm de mult și... Nănuții Gabriel de la Piscuri are cumnatul lui la Ștefan în Portugalia și a fost și ziua lui. La mulți ani, Ștefan, și tot binele din lume și ție, Gabi, și la toată familia ta. Haideți să mai ascultăm două colinde și după aia stăm de vorbă și cu voi. Da. Să ridic
zice până la cer. Pe orice eu va crede în el dacă vrea, dacă vrea. Să ridice din păcat orice eu va fi salvat dacă vrea. Dacă vrea să ridice până la cer, pe orice o va crede în el dacă vrea, dacă vrea. Să ridice din păcat orice o va fi salvat dacă vrea. Dacă vrea, dacă vrea. Se așterne pretutinde stratul proaspăt de omăr. Pe la case au pornit copii, astăzi iarăși e Crăciun. Peste tot veselie, prăjituri și cozonaci. Pe la geamuri fețe zâmbitoare, astăzi iarăși e Crăciun. Ne bucurăm că El s-a născut ca să ne dea dar pacea și inimii ar să toarne dragostea. Strada-i plină de colinde, iar în ieslei înfășat este Duhul Salvatorul nostru, veșnic fiu de împărat. Se așterne pretutinde stratul proaspăt de omăr. Pe la case a pornit copii, astăzi iarăși e Crăciun. Ne bucurăm că El s-a născut ca să ne dea toarne dragoste. Strada-i plină de colinde, iar în ieslei înfășat este Duhul Salvatorul nostru, veșnic fiu de împărat. Veșnic fiu de împărat. Veșnic fiu de Superb. Când mai avem până la pauză? Am uitat să întreb pe șeful formației. Am înțeles că tu joci în filme. Cine devine? Da, da. Eu pot să spun și compania, da, la care? Ok. Deci, să nu spui în las fierbinți. Nu, nu, nu. Se numește New Vision România. Și da, într-adevăr, pentru mine a fost și este o experiență foarte interesantă. Deci, lucrurile pe care le facem sau filmele, videoclipurile, filmulețele care sunt în special pentru adolescenți, pentru tineri,
Adică să-i îndreptăm pe, pe calea exact. Ce ați spus dumneavoastră mai devreme că tineretul și adolescenții au luat-o într-o direcție foarte, foarte exact. Da, și prin lucrurile astea încercăm să le arătăm o variantă, o portiță către Dumnezeu. Ceva mai bun, exact, da. Către Dumnezeu. Dar apropo, voi fumați careva? Nu. Felicitări. Mulțumim. Uite, mă uit și mi s-au dărâmat. Mergeți, vă rog, la, pe la licee, în pauzele de la licee, vă rog să verificați copii de 15 ani, 16 ani, cred că nu exagerez, 60% din ei fumează. Deci peste 60% fumează, se droghează. Am văzut într-o cârciumă plină de minori, plină de minori. Nu se mai respectă lege. Profesorii nu pot să-i mai ia de urechi, nu pot să le mai zică nimică. S-ar părinții, cum îmi iei copilul de urechi? Deci părinții strică copiii, 100%. Cât ai iubi un copil, că e copilul tău, îl iubești, e normal să-l iubești. Dar lasă profesorul să-și facă treaba. Că nici profesorii nu o să dea cum luam noi cu ciumagul de oi în bătaie. Și eu le mulțumesc din suflet celor care m-au bătut atunci când a trebuit. Sincer. Pentru că o luam pe alt drum și era păcat. Eu personal le mulțumesc din suflet și părinții mei se duceau la școală și spunea învățătorului, bateți-l. Dom'le, faceți om din el. Și așa au făcut bieți învățători și să-i unii s-au dus săraci, Dumnezeu să-i odihnească, alții trăiesc, să le ajute Dumnezeu să fie sănătoși. Avem un telefon. Alo. Alo. Alo, alo, da. Bună seara. Bună seara. Sunt Gabriel. Da. Și aș vrea să dau și eu o dedicație pentru tatăl meu. Da, Gabriel. Mă bucur. Tu câți ani ai? 10 ani. Bravo. Și îți place muzica tinerilor din platou? Da, da, și de dumneavoastră. Da, mulțumesc. Bine, puiule. Cum îl cheamă pe tăticul tău? Manglitoiu. Bine. Manglitoiu Gabriel Gavina. Bine, scumpule. Să vă dea Dumnezeu sănătate și sărbători fericite. Mulțumim la fel. Da. Deci, cochetezi și cu studiourile, da? Da. Deci, trebuie să le spune telespectatorilor că tu faci filme educative. Deci, exact. Filme pozitive pentru tineret. Da. Bineînțeles, care sunt convins că acolo se discută doar despre lucruri foarte bune care trebuie să le facă în viață tineretul din ziua de azi. Doamne Dumnezeule, văd atâția părinți care iau copiilor de la împlinește 18 ani, iau mașina la copilul meu. Oh, Doamne Dumnezeule, și după aceea la adună cu targa, prin șanțuri, prin accidente. Deci, cel puțin, eu zic, copilul până la 26-27 de ani, eu nu cred că ar trebui să conducă. Eu așa gândesc. Pentru că nu se maturizează. Atunci cred că începe să se maturizeze sau... Așa gândesc eu. Nu știu. Poate gândesc greșit, dar asta e pentru că anturajul din ziua de azi este groaznic pentru tineret. Ia, într-adevăr, și vreau să spun că lucrurile pe care le facem îs din povești reale. Legat de adolescenți care se luptă cu drogurile, cu aceste vicii, îi spun că nu m-au nicio scăpare. Și cunosc persoane care, într-adevăr,
s-au luptat și au scăpat. Trevoință și credință exact. În Bunul Dumnezeu. Exact. Da. Da. O să luăm o mică pauză și pe aceea revenim imediat. Ana Events organizează cea mai mare petrecere de Revelion din Oltenia. Capete de afiș, Petrică Mâțu Stoian, Niculina Stoican, taraful Emil Lăcătușu, alături de Nicoleta Lăcătușu, taraful Aurel Blondea, alături de Andreea Andrei și taraful Mădălin Barangă, alături de Amelia Vârciu. Muzica ușoară va fi asigurată de DJ Shao, DJ Zaza, Dani DJ și Florin Tantan. Prețuri promoționale pentru grupuri. Meniu Maxi Ultra All Inclusive. Rezervări și informații suplimentare la 0752888833 sau pe Facebook și website anaevents.ro. Poveștile frumoase încep la o ceașcă de cafea proaspăt prăjită. Social Public House vă invită la Nino Cafe. În inima orașului Târgu Jiu aveți parte de clipe minunate într-un mediu ambiental prielnic relaxării. Iubitorii de cafea știu ce înseamnă să poți savura o ceașcă de espresso. Din pasiunea pentru cafea, alegem cele mai bune tipuri de cafea verde, prăjită manual și cu atenție la aer curat. Social Public House în Târgu Jiu, strada Alexandru Vlahuță, bloc 8, parter. Rezervări la 0730-030-313. Nino Cafe, o poveste de dragoste care se înnoiește în fiecare zi. O pasiune care trezește toate simțurile. Pe piața românească din anul 2003, livrări în toată țara prin Tremolada SRL. Cel mai pregătit personal medical din județ, cele mai mici prețuri, cea mai performantă aparatură medicală, totul în cadrul ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, care oferă servicii medicale în limita numărului de consultații sau servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate Gorj pe baza biletului de trimitere într-un spațiu modern și cu aparatură medicală de înaltă performanță în următoarele specialități: medicină internă, cardiologie, chirurgie generală, obstetrică, ginecologie, dermatovenerologie, neurologie, oftalmologie, ORL, urologie, pediatrie, ortopedie și traumatologie, psihologie, neuropsihiatrie infantilă, recuperare, medicină fizică și balneologie, psihiatrie, alergologie, gastroenterologie, nefrologie, endocrinologie și pneumologie. Totodată, la nivelul policlinicii, se efectuează la prețuri foarte avantajoase și în cel mult o zi lucrătoare, fișe auto, fișe portarme, fișe pentru siguranța circulației, fișe aptitudini și altele. Relații suplimentare și programări la telefon 0253-237-234, interior 391. Ambulatoriul integrat al Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu. Servicii medicale prompte și de calitate. De peste 70 de ani, Express Transport asigură transportul pasagerilor în condiții de siguranță și confort spre următoarele destinații: București, Timișoara, Cluj-Napoca, Arad, Sibiu, Drăgășani. Reduceri începând cu 10% la toate biletele achiziționate online. Oferim servicii de închiriere mașini pentru transportul angajaților diverselor firme sau pentru servicii de protocol, conferințe, team building-uri și excursii. Express Transport Târgu Jiu, strada Margaritarului, numărul 5. Relații și rezervări non-stop la 0353-806-666. Express Transport S.A. Siguranță și confort la cel mai mic preț. Echipa școlii de conducători auto te așteaptă să pornești la drum alături de cei mai buni instructori pentru categoriile B, C și CE, pregătiți să ofere cursuri profesionale pentru a deveni șofer de calitate. Înveți alături de formatori calificați, alegând propriul instructor. Se asigură ajutor la întocmirea dosarului. Echipa Drive School oferă reducere pentru categoria B elevilor și studenților. Dacă ești interesat să iei lecții de condus, Drive School te așteaptă de luni până sâmbătă la sediul din Bulevardul Ecaterina Teodoroiu, numărul 40A, sau la telefon 0761 146 861. Acum îți punem la dispoziție și cursuri pentru atestate profesionale. Drive School, prioritatea noastră, permis. Hainele tale să fie cât mai curate și mai plăcute la atingere, fără ca tu să faci nimic? Da, sigur că vreau. Se poate așa ceva?
Evident, apelează cu încredere la serviciile spălătoriei ecologice Nufărul și cu siguranță vei fi mulțumit de rezultat. Spălătoria Nufărul folosește aparatură profesională și cele mai bune produse pentru curățarea, spălarea, uscarea și călcarea hainelor dumneavoastră. De ce să pierzi timpul spălând haine când poți apela la Spălătoria Nufărul? În Târgu Jiu, strada Alea Digului, numărul 1A, în spatele magazinului Decathlon. Pentru hoteluri, pensiuni și restaurante, Spălătoria Nufărul oferă servicii de apretat lenjeria și fețele de masă, iar transportul este gratuit. Sună acum la numărul de telefon 0253-240-010. Nufărul îți face viața mai ușoară. La Dolce Vita, a doua pizza e gratis. Comanzi o pizza și mai primești încă una gratis, identică. La comenzile cu livrare la domiciliu. La o pizza comandată primești încă una gratis. Sau, de ce nu, la două pizza comandate mai primești încă două gratis. Sau puteți alege în loc de pizza gratis un pet mare de Pepsi sau de bere. Câte pizza comandați, atâtea băuturi primiți. Telefon livrări 0253-221177, 0353-401177 sau 0731-347-831. Dolce Vita. Pizza pentru amândoi. Husqvarna sărbătorește 25 de ani în România și vine cu oferte surprinzătoare în cadrul campaniei de toamnă. Mari reduceri la toată gama de motoferăstraie și motounelte, reducerile fiind de 200 sau 300 de lei în funcție de model. La cumpărarea unui motoferăstrău, modelele 435, 440, 445 și 450, se oferă cadou două lanțuri XCAT, iar la modelele 365, 560, 372, 575 și 390, cadou o șină de ghidaj și două lanțuri. Oferte de nerefuzat și la frezele de zăpadă, care au reduceri de până la 400 de lei. Raico vă așteaptă în rețeaua de magazine din Novaci, Padeș, Turceni, Târgu Cărbunești și Târgu Jiu, strada Victoriei, numărul 112. Telefon 0253-210-736. Raico, dealer autorizat Husqvarna. E al naiba de greu să fim cei mai buni. Firma Lotus închiriază la prețuri avantajoase spații comerciale. În complex Parâng, parter și etaj, excelent vat comercial. În complex Păltiniș, parter și etaj, spațiu comercial ultracentral pe strada Victoria, zona pietonală, la etaj. Spații birouri pe bulevardul Constantin Brâncuș și pe strada Victoria, zona pietonală. Relații la telefon 0744 648 210 sau la birourile de la etajul 1 din complex Parâng. Lotus, partenerul ideal în afaceri. Te preocupă viitorul tău? Școala sanitară post-liceală Hipocrate din Târgu Jiu te pregătește pentru o carieră de asistent medical generalist și asistent medical de farmacie. Calificări autorizate prin ordin al Ministrului Educației. Alege alternativa la învățământul sanitar post-liceal de stat și vei avea asigurată calificarea de nivel 3 avansat în domeniul sănătății. Profesori și medici cu o temeinică pregătire profesională fac parte din corpul profesoral care asigură pregătirea cursanților. Stagiile de pregătire practică se desfășoară în Spitalul Județean de Urgență Gorj, spitalele orășenești, clinici private, farmacii și companii farmaceutice. Se oferă posibilitatea efectuării unor stagii de pregătire practică în clinici din Germania. Ample activități extracurriculare și de voluntariat. Cursuri de limbi străine, engleză, franceză, germană. Școala sanitară post-liceală Hipocrate din Târgu Jiu, strada Mioriței, numărul 4. Școala unde vei deveni asistent medical, o profesie pentru Europa. Tehnoinstal SRL, una din firmele de referință în domeniul lucrărilor de instalare, montare, punere în funcțiune, autorizare, service, garanție și post-garanție a echipamentelor de încălzire centrală. Firma dispune de specialiști autorizați SCIR și ANRE pentru a efectua diverse lucrări la domiciliul persoanelor fizice sau la sediul persoanelor juridice. La Tehnoinstal alegi instalația de încălzire perfectă pentru locuința ta. Centrale pe gaz, centrale pe lemn și centrale electrice, inclusiv echipamente neconvenționale. Panouri solare, pompe de căldură la cele mai bune prețuri. Tehnoinstal SRL, Târgu Jiu, strada 1 decembrie 1918, numărul 49. Telefon 0253-225-528. Alege Tehnoinstal, mai mult decât căldură. Fiecare avem
avem cel puțin o aniversare. Organizăm evenimente festive și petrecem sărbătorile de peste an cu cel mai bun tort. Nou în Târgu Jiu, laboratorul de produse de cofetărie, SC Angel Cakes SRL. Vă oferim torturi și prăjituri de casă după rețete clasice sau moderne. Cozonac gustos și pufos. Rulouri cu cremă de vanilie, diverse produse de cofetărie, toate realizate din ingrediente naturale, precum unt, smântână pentru frișcă naturală, ouă, ciocolată veritabilă, fructe. Blaturile, cremele, decorurile, flori și figuri modelate manual sunt realizate în laboratorul propriu pe bază de comandă. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada Ana Ipătescu, numărul 103, la telefon 0767870474, pe site-ul nostru torturi-casa.ro, pe Facebook Torturi de Casă în Târgu Jiu Angel Cakes. Visați la o nuntă de vis cu sute de invitați într-un loc deosebit? Alegeți restaurantul Marigab din Turceni. Două săli moderne vă stau la dispoziție pentru nunți, botezuri sau alte evenimente. Meniuri alese cu cele mai gustoase preparate după rețete tradiționale. Ne dorim ca evenimentele pe care le găzduim să fie de o calitate ireproșabilă. De aceea suntem atenți la fiecare detaliu. Restaurantul Marigab asigură și cazare în camere luxoase amenajate la cele mai înalte standarde. Clienții care închiriază localul pentru evenimente beneficiază de cazare gratuită. Restaurant Marigab, Turceni, strada Muncii, numerele 19-22. Rezervări la telefonul 0766-949-901. Marigab, plăcerea de a petrece clipe de neuitat. Vrei să-ți deschizi un restaurant, un cafe-bar sau o rețea de catering? GM Proficuip îți ușurează munca. Alege echipamente profesionale, ambalaje, mobilier și multe alte produse pentru dotare și funcționare. Frigidere verticale, mese de lucru, chiuvete, hote, aparate de gogoși, vată de zahăr sau popcorn, dozatoare de suc, mașini de înghețată sau plite de clătite. Noi și second hand la magazinul situat în Târgu Jiu, pe strada Termocentralei, numărul 39, în zona fostului CET. Se asigură servicii și piese de schimb. În plus, vă puteți aproviziona cu diverse materii prime pentru produse de cofetărie și patiserie, dar și ambalaje pentru preparate în sistem catering. GM Proficuip, soluția rapidă pentru dotări profesionale de restaurante, hoteluri, cafebaruri și catering. Amplasat într-un cadru natural în mijlocul parcului central, restaurantul Doina Gorjului are oricând porțile deschise pentru tine și familia ta. La localul nostru, ospitalitatea românească te întâmpină de la intrare. La noi găsești mâncărurile tradiționale românești. Gustul bunătăților de la mama de acasă îl găsești la restaurantul Doina Gorjului. Noi vă facem toate poftele, de la bucatele oltenești la pizza pe vatră și salatele văratice. În zilele caniculare te desfătăm cu minunata înghețată cu arome naturale. Te interesează siguranța? Vrei ca afacerea ta să aibă succes? TDS este soluția. TDS SRL vinde, asigură instalare și servici pentru sisteme de alarmare contra infracției, de supraveghere video și control acces, calculatoare, copiatoare și imprimante, case de marca fiscale și aplicații POS, cântare electronice, centrale telefonice, stații radio, aer condiționat. TDS asigură piese de schimb și consumabile pentru toate echipamentele din ofertă. Universitatea Liberă Internațională din Moldova, prin Centrul de Consultanță, Orientare și Selecție pentru Studii Laulim din Târgu Jiu, oferă cele mai mici taxe de studii. Facultate 350 de euro pe an, masterat 400 de euro pe an. Pentru anul universitar 2018-2019, ULIM vă invită să vă înscrieți la una din facultățile. Nivelul 1, studii licență, facultate, psihologie, științe ale educației și asistență socială, științe economice, drept. Nivelul 2, studii masterat, psihologie, științe ale educației și asistență socială, științe economice, drept. Relații internaționale, științe politice și jurnalism. Universitatea Liberă Internațională din Moldova, în Târgu Jiu, strada Calea Eroilor, numărul 6. Vino și tu și studiază la ULIM, universitate de prestigiu internațional.
Iată-ne din nou, dragii mei, împreună, înconjurat de acești oameni ai lui Dumnezeu, la modul sincer, mi-a făcut cea mai mare bucurie pe anul ăsta, da? Și sper ca și la anul, să ieșiți, eu știu, public, la mai multe televiziuni, care au plăcerea să vă invite. Dar, din păcate, lucrurile pozitive mai greu iese în evidență. Din păcate. Alo? Bună seara! Bună seara! Robert Gavlescu e numele meu. Vreau să te felicit pe tine, Belger, în primul rând, pentru că promovezi și ai promovat tot timpul oameni de valoare. Pe mine mă exclud. Toate că am fost la tine în emisiune, îți mulțumesc frumos pentru tot. Da. O să mulțumesc trupei pentru că am avut ocazia să cânt și eu alături cu ei de câteva ori. Știu și eu două colinde de mici și m-au luat alături de ei. Sunt niște oameni deosebiți. În fiecare an vine și Colin de la Centrul Cristian, alături de persoanele cu dizabilități. Și tot timpul sunt alături de noi. Le mulțumesc din suflet pentru ceea ce fac și știu că o fac din suflet și nu forța de absolut nimic. Tot ceea ce fac ei, au niște voci, ce să zic, îngerești. Deci chiar te zbârlește părul pe tine. Da. Și cazi în lumea aia frumoasă și curată și cristalină și, nu știu, divină, mă înțelegi? Da. Ce să le zic, le doresc succes, să dea Dumnezeu să le se îndeplinească tot ce și-au propus ei. Aseară și ei au fost alături de mine, că am avut revelionul personal cu dizabilități, unde am cântat, din păcate nu mai pot să cânt decât la acte de caritate. Păi mine, de ce nu m-ai chemat? Discutăm, noi, lasă. Promit că la anul să fii și tu alături de noi. Sau mai organizăm de 8 martie, ziua femeii și tot așa. Și la orice spectacol caritabil cu dragă inimă. Ok, să ținem minte și te invităm cu mare drag. Te rog frumos. Pentru că știi că eu am fost alături de toți cei care au probleme. Da, și ai fost chiar cu suflet. Adică nu ai fost realizatorul ăla, domne, vreau la audiență, vreau aici da, să... Nu mă interesa să spui audiență, nu. Deși ai foarte mare audiență, crede-mă, pentru că dacă te uiți la vizualizări, totuși, o televiziune din Gorj, na, știi cum e, nu ne comparăm cu... Dar pentru Gorj e destul de bine ceea ce faci. Felicitări ție, patronajului și colegilor de acolo, din spate. Îi pup și să le dea Dumnezeu sănătate. Deja s-au făcut cu mâna făcută pumn. Da. Te salută și ei. Dumnezeu sănătate și dedicație specială în această seară pentru toate persoanele cu dizabilități. Și pentru toți oamenii frumoși, oameni care mai cred în că ceva se va schimba în bine în țara asta și că vom fi fericiți și... Toată lumea speră lucrul ăsta, toată lumea. Toți oamenii de bună credință speră să putem să eliminăm neghina din grâu. Asta mi-aș dori eu. Din păcate, uite, sunt legi proaste și, cum știi și tu povestea mea, a trebuit să închei un capitol cu muzica și asta, pentru că asta este. Dacă statul... E strigător la cer. Și așa nu pot să e strigător la cer să iei dreptul unui om în cărucior să poată să cânte și să stea să lobi, să stea în pensia aia de 6 milioane, iar tu, șmecher de parlamentar, mai ai și pensie specială pe deasupra. Corect. Dar promit că o să bate Dumnezeu, ai răbdare. Pentru oamenii năcăjiți și pentru oamenii ca mine, tot timpul voi fi prezent. Nu contează, nu-mi trebuie bani, nu am nevoie de nimic. Sunt fericit așa cum sunt. Vă doresc o seară frumoasă, sărbători cu bine la toată lumea. Mersi, drăguțule, și ție la fel, și la toată familia ta. Pe drumul pe care ați pornit, că mergeți foarte bine, aveți niște voci superbe, aveți în spate instrumentiști extraordinari. Nu vreau să îi nominalizez, că nu vreau să așa, dar felicitări pentru tot ceea ce faceți și noi, persoane cu dizabilități, vă mulțumim din suflet că sunteți alături de noi. Seară bună și sărbători cu bine să aveți. Doamne, sărbători fericite, Robert, și la... Mulți ani.
Da, într-adevăr. I-am văzut acum la dezăpezit toți parlamentarii de Goș, toți au fost printre oameni, i-am văzut prin sate. Chiar, într-adevăr, au făcut lucruri minunate pentru oameni. Da, extraordinar. Îi mulțumim și noi lui Robert, că ne-a dat ocazia să cântăm alături de el. Pentru cei care nu-l cunosc, Robert este o persoană cu dizabilități, este în cărucior, se deplasează din păcate cu ajutorul căruciorului, însă este un om extraordinar, cu un suflet mare, iar atunci când mergem la Centrul Cristian ne simțim ca acasă, pentru că acolo întâlnim oameni cu atât de mult suflet și cu care ne primesc cu atât de multă căldură, încât ne dorim să revenim cât se poate de des. Deci, vă spun, din inimă vă spun ceea ce vă spun acum. Oamenii ăștia care Dumnezeu i-a lăsat pe pământ să pătimească, nu știu, cred că trag păcatele cuiva, zic, nu știu, dau cu părerea. Eu nu știu de ce discrepanța asta și... Bine, îmi dau de gândit multe lucruri de pe pământ. De ce, de exemplu, de ce animalele astea sălbatice, săracile, stau la minus 50, minus 60 de grade în vârful muntelui? Vă dați seama prin ce trec acele animale? De ce Dumnezeu, asta întrebare mi-o pun mereu, de ce Dumnezeu le-a lăsat să pătimească? Sau de ce, de exemplu, câinii, unii dintre ei stau în lanț toată viața lor? Sau de ce melcul își târă acea casă toată viața lui sau broasca țestoasă? Puteți să-mi dați un răspuns la chestia asta? Dumnezeu nu dă mai mult decât poate duce un om sau o vietate, o ființă. Dar de ce? De ce le-a lăsat să pătimească? De multe ori Dumnezeu ne testează și credința. Soțul meu s-a născut cu hemofilie. Hemofilia este un deficit de coagulare a sângelui, adică nu i se coagulează suficient de mult și poate avea hemoragii atât spontane cât și de lungă durată. Îmi spunea, vorbind cu el, că dacă n-ar fi avut hemofilie, nu crede că s-ar fi putut dezvolta atât de mult mental, dar și uman, spiritual. Spiritual mai mult, da. Exact. A ajuns să cunoască atât de mulți oameni. A fost în foarte multe țări. Și zicea că de multe ori îi mulțumește lui Dumnezeu că vede oameni mult mai afectați de boală decât el. Și faptul că stau în fiecare zi alături de el e și o lecție de viață pentru mine, pentru că îl văd pe el cât e de puternic, da. Și atunci și eu am putere și nu pot să spun niciodată că ceea ce duc eu este mai greu, da. Lupta mea este mai grea decât lupta lui. Nu știu, eu zic că să-i mulțumim Bunului Dumnezeu că ne trezim dimineața, că putem să ne spălăm pe ori, că putem să ne îmbrăcăm, că putem să mâncăm, gândindu-ne că alții săraci n-au mâini. Nu se pot îmbrăca, nu se pot spăla. Deci, asta trebuie să-i mulțumim Bunului Dumnezeu. Zilnic să ne rugăm la Bunul Dumnezeu, zilnic, pentru ce ne-a dat. Acel puțin care ne dă, să fim mulțumiți cu ce ne dă Bunul Dumnezeu. Este un speaker motivațional, Nick Vujicic se numește. El s-a născut fără membre. Are doar într-o anumită parte, în partea stângă sau în partea dreaptă, nu mai știu exact, ca un fel de labă a piciorului, slab dezvoltată. Spunea că atât de mult a fost discriminat de colegii lui de clasă, de factorii sociali, de tot felul, că a ajuns să își dorească să se sinucidă. A încercat de mai multe ori să facă asta, însă a fost tot timpul cineva care l-a oprit. Da. Iar acest om reunește mii de oameni la nivel mondial și oriunde merge sunt atât de mulți oameni care vor să-l vadă, pentru că omul ăsta vine cu o poveste și spune că se poate
face orice dacă ai credință în Dumnezeu. Și drept dovadă, el este o mărturie vie, da. Este căsătorit și la ora actuală are 4 copii minunați. Deci până la urmă Dumnezeu lucrează și prin dizabilitatea pe care o avem. Haideți să mai cântăm puțin. Și după aceea o să mai vorbim pe parcurs.
Zicea ție Uri sau cum ziceam noi? Muri. Uri? Nu, eu ziceam Uri. Așa sunt. Poți să ții microfonul la guriță, că ești învățat, obișnuit, că noi cândva am cântat împreună și mi-aduc aminte cu drag de acele momente din viața noastră. Dar ce s-a întâmplat cu tine? Că tu erai un băiat mai rebel, așa, erai... Toată lumea era a ta. Fiecare are părțile lui bune și părțile lui rele. Cum dintr-o dată te-ai îndreptat spre Dumnezeu? De fapt, eu sunt născut într-o familie creștină. Cunoșteam de mic, dar am luat-o. Erai rătăcit. Am rătăcit. Da. Și nu, e adevărul că... Ține microfonul aproape de gură. Despărțit de Dumnezeu nu prea poți să faci mare lucru. Nu. Nu. Așa. Și dacă de Dumnezeu nu ai teamă și respect, atunci pe lumea asta înseamnă că nu mai ai teamă și respect de nimeni. Corect. Și de la Dumnezeu vin toate sentimentele bune și toată partea umană și tot ce aparține vine de la Dumnezeu. Uite, stau și mă gândesc, uite acum de exemplu de sărbători. Atâta lume necăjită, supărată, pentru că cineva, un grup de șmecheri au distrus această țară și, bineînțeles, peste 50% din populație e sub pragul sărăciei. Și, fratele meu, eu
sincer, dacă aș avea din tot sufletul, aș da tot. Aș da tot. Dar, din păcate, nu pot să fac mare lucru. Dar câte puțin, dacă am face toți, exact, câte puțin toți și ne-am implicat, am putea schimba multe lucruri. Exact, exact. Că nu-i de ajuns eu să dau puțin. Corect. Dacă eu dau puțin, cel de lângă mine dă puțin și tot corect, la fel, corect, atunci s-ar împărți și s-ar... Da, face mai mult bine decât eu personal simt. S-ar diminua răul exact, existent. Exact. Eu am început să iau prin județ, așa, să filmez lucrurile negative, să încerc să le îndreptăm. Dar și atunci se găsește câte un individ care mă critică. Cine ești tu să faci așa ceva? Deci îi place să trăiască în mocirla aia și să, uite, lucruri evidente din cauza cărora sănătatea noastră e pusă în pericol. Și toată lumea e ok. Da? Uite, toate canalizările din județul ăsta nu funcționează. Totul se duce în apele curgătoare, da? De unde bea animalele apă, de unde se scaldă copiii, de unde... Și ne întrebăm de ce spitalele sunt pline. Din cauza asta, că nu luăm atitudine. Părerea mea e un lucru bun care îmi permit să spun, Leo, că suntem, deci, care îl faci. Atât timp cât enervezi pe cineva, înseamnă că atunci lucrurile încep să miște. Dacă nu s-ar supăra nimeni, așa lucrurile este, nu s-ar mișca. Așa este. Și atâta timp cât lucrurile încep să miște, mulți oameni care nu o să fie deranjați. Mă crezi că... Și e un lucru bun asta. Țara noastră e foarte bogată. Dacă ne-am oprit din furață, dacă am oprit acești golani să nu mai fure, am trăit toți decent. Am trăit... Frate, nu-ți trebuie bogăție. Îți trebuie bogăție sufletească. Asta îți trebuie, ca om, să treci prin viața asta. Asta care ne-a dat-o bunul Dumnezeu. Avem o foaie de parcurs. Înțelegi? Și foaia asta de parcurs, trebuie, în momentul când ne ducem în fața lui Dumnezeu, trebuie să scrie acolo, pe foaie de parcurs, lucruri pozitive. Înțelegi? Ca să poți să intri în împărăția lui Dumnezeu. Înțelegi? Bucurii. Trebuie să luăm telefonul ăsta. Alo? Alo? Alo, să trăiți, domn Beger. Să trăiți și dumneavoastră. Sunt Claudiu de la Văzunar, mă scuzați de deranj. Păi de ce să ne deranjez? Da, Claudiu. Am și eu rugăminte la dumneavoastră. Da. Vreau să fac și o dedicație pentru prietenii mei de la suferință, pentru Raul de la Bălești, pentru Jimmy Albanezu și pentru Concilă Cătălin de la Rovinari. Foarte frumos. Dacă se poate, vă rog frumos să ne faceți și nouă ultima oară, că îi urmăresc în fiecare vinere ultima oară câteva strofe dumneavoastră. A, nu pot. E o seară mai specială, e o seară în care am zis că seara asta, în emisiunea asta, cântând doar pentru bunul Dumnezeu. Colinde, atât. Deci nimic altceva. Am înțeles. Atunci vineri poate că se rezolvă. Vinerea viitoare e altceva. Bine, Claudiu. Sărbători fericite. Nu mai vin. Da. Deci, burii, să cred că tu, într-adevăr, te-ai reorientat și a intrat pe linia... Ceva sufletește, nu eram mulțumit. Nu eram. Mă simțeam așa neîmplinit. Nu eram. Dar ușor, ușor am descoperit că sentimentele ăștia de împlinire și bucurie nu se le poate oferi nici... Nimic. Nu te poate bucura pe lumea asta. Nu. Îți dau perfecte dreptate, sincer. Inclusiv, mi-a plăcut exemplul care l-ai spus la început de emisiune cu mașina. Ce a însemnat o mașină scumpă sau așa? Exact. A adus moartea. Exact. Nu e o bucurie. Exact. Dar multă lume chestia asta nu vrea să înțeleagă. Așa este. Bucuriile ăștia care considerăm noi că sunt, îți drum poate spre rău și din rău în mai rău. Trebuie să căutăm bucuriile care sunt nepieritoare. Scumpul meu, deci nu știu și nu o să înțeleg niciodată nu o să înțeleg acești părinți care denigrează profesorii, se duc peste profesorii în clasă
Și trebuie la răspundere de ce mi-ai luat copilul de urechi. De necrezut, de necrezut. Cineva ne vrea țara asta, cineva ne vrea proști. Deci cineva nu ne lasă să ne dezvoltăm și să ne organizăm noi viața așa cum vrem noi. Valorile morale, să pierd totodată, depărtându-te un pic așa de Dumnezeu, valorile morale să pierd. Dacă s-ar căuta și s-ar citi, spre exemplu, în Biblie, Biblia chiar învață inclusiv cum să te comporți în viața de zi cu zi. Care inclusiv e? Ce prieten să-ți alegi, inclusiv dacă un pic te-ai apropia. Te-ai apropia. Dumnezeu îți dă prietenii să reții. Nu poți să ți-i alegi tu niciodată. Deci, ascultă-mă, crede-mă ce spun. Stai să luăm telefonul și continuăm discuția. Alo! Alo, bună seara! Bună seara! Vă felicit pentru emisiunea pe care o faceți. Vă mulțumesc. Ne-am întâlnit întâmplător și m-am bucurat când m-ați recunoscut. A fost ceva pentru mine ca o amintire. Faptul că m-am întâlnit cu tine, Leo. Am făcut școală de șoferi împreună. Facultatea la debarcader. Facultatea la debarcader, da. Cred că știi cu cine vorbești. Mă numesc Dan Cândea. Dănuț, da. Mă bucur, da. Da, mă bucur că am putut să... Am lucrat amândoi ingineri pe duba de pâine la fabrică. Da, la fabrică, da. Mă bucur pentru că aveți ora aceasta, emisiunea aceasta, în care puteți să-L lăudați pe Dumnezeu. Puteți să faceți un lucru extraordinar și aici e un lucru bun. Chiar foarte bun, m-a bucurat enorm. Știți de ce? Părerea mea este că ne îndreptăm spre ceva care va afecta omul, și anume alegerea pe care o face el, lepădarea de credință. Categoric. Trăim timpurile în care oamenii se leapădă de credință și lucrul ăsta este o pagubă pentru fiecare om care... Ceea ce faceți dumneavoastră aduce aminte că oamenii mai pot să spere, mai pot să se uite în sus, cum ar fi adevărul. Da. Da. Vă mulțumesc pentru emisiunea pe care o faceți. Sărbători fericite, Dane, și bunul Dumnezeu să-ți dea sănătate la ție și la întreaga familie. Da, trăim timpuri grele, trăim timpuri în care umblăm să ne înșelăm unii pe alții, să, nu știu, încă o dată repet, nu sunt un om 100% corect, dar am bunul simț ăsta aici. Deci, pentru că mă uit la niște indivizi cărora eu urmează să le arăt cartonașul roșu, sunt în stare să îmi dea miliarde să tac din gură. Nu pot. Nu pot, pentru că dacă iei acele miliarde, Dumnezeu îți dă o boală de nu ți ajung banii să stratezi boala. Exact. Uite, să dai și lui fratele tău microfonul, că tu ridică mâna ca în clasă. Așa. Pentru faptul că toți suntem români, ne-am născut aici și cred că toți ne iubim țara, aș vrea să spun cum văd eu România în ziua de azi. O văd ca pe o fată foarte frumoasă, dar plină de răni. Dar are păduchi în cap. Plină de răni. Da. Și așteptăm să vindece. Așteptăm acel tratament. Da, da, așa este. Alo? Alo, bună ziua, că sunt pe aici. Da. Da, o lăsați pentru mama mea. Da. Pentru voastre, pentru fata la telefon, multe tate și că sunt pe aici. Da, drăguțo. Pentru poata mea care ne e tate, pentru soa mea, pentru versiunea meu care... care nu se poate, că poate cu e, că e Crăciun, vine Crăciun și e meu, și vreau o melodie de Crăciun, o melodie bună. O să fie, o să fie, mai avem două sau patru colinde. Și multe tate și Crăciun pe aici, și care vine la anul, care vine în 2019,
poate fi bun, rău, nu știu, bine, ce da, Doamne ajuce, Doamne ajuce, e ziua-i mai. Bine, dragă. Și pentru voastre și pentru mama mea, că e bă, nu mâncă numai ciorbă și iaurt, pentru mama mea. Păi de ce numai ciorbă și iaurt? Aia e, prete, și aia și cu ime și nu mă poate, nu mă tar în pată și nu... Nu permite în pițai pentru mama, că e bun și nu permite pe mama, că ai ebet, ai cu ime, ai cu toate. Mama mea nu permite aici la Târgiu în pițai, că au că n-ai loc, că teme bai, vrea multe bai, totul vrea bai și mama ai ebet, intre în comă, cuvântul meu, ăsta pune de vău. Mama ai 74, eu am 38 și numai pe mine. Nu mă am pe mima. O soră și un vestor. Atât am. Bine, draga mea, să îi dea Dumnezeu sănătate și ție și la mama ta. Mulțumesc și că sunt fericire și nu bine. Știu dacă se apă mama, pentru mama, nu pentru mine. Pentru mine apătul pe tata și am pe mama, care îmi place. Să-i dea Dumnezeu și cu sănătate. Vecinul meu, care face mâncare pentru mama, nu pentru mine. Bine, draga mea. Doamne ajuce, Doamne ajuce, rămâna. Bine, o seară plăcută. Nu știu, să mă ierte Dumnezeu, medicii ăștia, fraților, aveți salarii extraordinar de mari. Deci vă jur că asta mi-e Sfânta Cruce. Suntem un prag de sărbători. A venit o femeie la mine care și-a vândut porcul să facă operație, da, să-i facă doctor operație și a mâncat fasole de sărbători. Cum puteți să faceți chestiile astea? Oare nu vă puteți opri o dată pentru totdeauna? Să vă gândiți, băi frate, ăla care vine la mine să-l operez, ăla săracul poate n-are ce mânca, n-are nimic de pus pe masă și eu să iau bani. În condițiile care aveți 4.000, 5.000 de euro salariu, e inadmisibil ce faceți. Iertați-mă, pentru mine sunteți niște dumnezei. Dar opriți-vă, opriți-vă și faceți bine la oameni. Aveți destul, v-a dat Dumnezeu destul, enorm de mult v-a dat. În condițiile care amărâtul ăla are poate salariu minim, bă, are 11 milioane. Sau cei cu pensii de 6 milioane. Deci să vă spun un lucru, să vă demonstrez că există bunul Dumnezeu. Odată m-a sunat de la Tizmana niște prieteni, niște oameni în vârstă, da? Să-i ajut că și-a rupt mâna al bătrân, da? Și-au venit la spital, i-au pus mâna în gips, în sfârșit, fraților, eram în urgență. Și mi-a plecat o piatră de la rinichi și am crezut acolo, jos. Dacă nu făceam binele ăsta, da? Și eram la 100 de metri de spital, sau la 1 kilometru, sau la țară. Nu mai eram acum aici. Dar cum Dumnezeu a făcut să mi se întâmple exact atunci când eram în urgență. Deci exact în urgență. Așa că bunul Dumnezeu e mare și trebuie să... Pentru că nu poți să fii un om perfect. Perfect e doar bunul Dumnezeu atât. Doar atât. Dar... Hai să mai cântăm ceva. Thank you.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. From the bottom of my heart.
înclin în fața voastră, de sincer, mi-a făcut o seară deosebită, ca de sfârșit de an. Chiar, vă spun, emoții la maxim, bine că și voi ați fost emoționați, pentru că n-ați mai fost într-un studio de televiziune, dar faptul că voi ceea ce faceți, ceea ce cântați, transmiteți și cel care vă privește asimilează imediat tot ceea ce voi transmiteți. Se simte sufletul omului imediat. Eu cel puțin am recepționat de la prima cheie. Da. Ce se întâmplă? Acum de sfârșit de an vreau să spunem și voi câte ceva prietenilor voștri de sfârșit de an. Tu ești deja foarte emoționat. Hai, uite! Zici tu la mulți ani prietenilor tăi, familiei. Le doresc la mulți ani și sărbători fericite prietenilor și în special familiei și sper ca anul viitor să fie... Nu mai tremura! Dar nu trebuie! Foarte frumos! Doamna profesoară... Și eu vreau să urez tuturor elevilor mei, tuturor colegilor mei, multă putere nouă la an. Avem foarte multe provocări în față și pe această cale le și mulțumesc pentru că am avut foarte multe de învățat de la colegii mei, de la Școala Gimnazială Constantin Savoiu și Școala Gimnazială numărul 1 Dănești. Sunt niște oameni extraordinari, oameni care își fac meseria cu foarte multă pasiune. Dumnezeu să-i binecuvânteze pe toți, Dumnezeu să binecuvânteze toți locuitorii orașului Târgu Jiu, familiile noastre și să vă dea Dumnezeu tuturor un an așa cum vi-l doriți, dar tot timpul să-L puneți pe Dumnezeu ca și prioritate, pentru că El este Cel care ne dă la toți absolut totul, însă trebuie să fim și noi așa cum trebuie. Da. Familiei, prietenilor și tuturor telespectatorilor le doresc în primul rând multă, multă sănătate și vreau să rețineți că fără ea nu puteți face nimic. La mulți ani! Mezinu! Vreau și eu să urez la mulți ani tuturor, colegilor, familiei, prietenilor și să avem putere ca în noul an să avem izbândă în tot ce ne dorim. Tu ești elev? Da. Unde? La Colegiul Național Spiru Haret. Da? Da. Și cum stai cu notele? Foarte bine. Foarte bine? Mai ales la matematică. Mă bun. Să-ți dea Dumnezeu sănătate. La mulți ani, multă sănătate și numai bine tuturor. Începând de la Leo și terminând. Mulțumesc din suflet. Mi-aduc aminte că tu... Sper să fie de ale bune. De ale bune. Le vezi cu țigările? Da. Cu șprițul? M-ai învățat și pe mine la șpriț. Eu? Da. Da, eu am redus. Eu am șurit un pahar așa. Păi nu că și eu le-am redus de tot. De tot. No, ce se întâmplă? Vinul se știe din strămoși că e sângele Domnului. Deci de bun simț așa să nu depășești 0,011%, știi? E să fie sub 10. Cât e un pic, că după aia să urcă sângele la cap. Da. Da. Mă bucur din suflet că ți-ai revenit și că ai luat calea lui Dumnezeu. E un lucru extraordinar. Și eu mă bucur și pentru mine. Da, da. Felicitări. Deci tu ești un exemplu clar, concludent, că se poate dacă se vrea. Samuel... Da. Tu? Eu? Ești acel actor, tu ești policalificat. Actor, muzician, constructor. Deci, de dragii toate. Mei, lucrează, zugrăvește,
Dă cu mistria, pune gresie, cântă la chitară, deci... Compune. Cum? Compune muzică. Compune muzică, da. Sincer, n-am alergat după toate aceste lucruri. Știți cum e, că atunci când nu alergați după lucruri, vin ele la... Ți le dă Dumnezeu. Exact, așa este. Nu m-am gândit vreodată că o să fac filme sau să joc într-un film, dar astea nu le-am făcut eu, numai Dumnezeu le-a făcut posibile. Și toate lucrurile care au fost făcute prin El și din El, de la Dumnezeu. Categoric. Ne-am bucurat tare mult să fim împreună cu dumneavoastră și aș vrea să urez și eu celor de acasă sărbători fericite și eu cred că cel mai important lucru care se poate întâmpla pentru noi este să avem liniștea sufletească și pacea. Fără de acestea... Și ca să ai lucrurile astea, trebuie să ai multă credință în Dumnezeu. Exact, da. Fără credință îi cu neputință. Categoric. Să înaintăm. Oh, Doamne! Deci, dragii mei, ce să vă spun, ne apropiem de sfârșit de an, ce să vă doresc decât bunul Dumnezeu să vă țină sănătoși. Asta e cel mai minunat lucru care poate să vi se întâmple. Să vă rugați ca bunul Dumnezeu să vă dea sănătate. Degeaba vă zic eu, rog eu pe Dumnezeu să vă dea sănătate dacă dumneavoastră nu aveți credință. Deci credința trebuie să o aveți în suflet, să vă rugați zilnic la bunul Dumnezeu să vă țină sănătoși. Restul vine de la sine. La mulți ani tuturor și să ne întâlnim în anul nou altfel. Altfel. Într-o țară fără corupție, într-o țară liniștită, să trăim decent, să nu mai vedem oameni care n-au unde să doarmă, oameni care n-au ce să mănânce. Asta aș vrea eu, personal. Acum rămâne ca bunul Dumnezeu să decidă. La mulți ani și tot bine din lume să vă dea bunul Dumnezeu.